Galateni, capitolul 2, versetul 20. Galateni 2, versetul 20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința Fiului lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Amin. Amin. Vă rog să vă reașezați. Aș vrea totuși să am câteva gânduri ca cuvânt de învățătură pentru această zi. Fratele Cuibus nu știe de ce, însă Dumnezeu a rânduit în această zi, predicatorul nostru nu a putut să ajungă. Iar tot ceea ce s-a vorbit astăzi, slăvit să fie Dumnezeu, Dumnezeu s-a folosit de dumneata, de frații noștri și Domnul să fie lăudat. Totul vreau să am un cuvânt de învățătură, chiar dacă foamea vine, chiar dacă există atmosfera aceasta, totuși încă suntem în adunare, după masturbiet în slujbă, vă rog, mai îngăduiți câteva momente. Spunea cuvântul lui Dumnezeu, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și aici ne oprim. Ce înseamnă a trăi Hristos într-un om? Ce înseamnă a trăi Hristos într-o persoană? Știți ce înseamnă? Oamenii ce ar trebui să vadă ceea ce la un moment dat nici ucenicii n-au văzut. Au venit vremea când Iisus trebuia să plece și le-a spus ultimele cuvinte. Și unul dintre ucenici îl întreabă, arată-ne pe Tatăl. Și Iisus le zice, de atâta vreme ești cu mine. Și n-ai văzut-o zis, n-ai înțeles, n-ai cunoscut-o zis. Dacă mă vezi pe mine, vezi pe Tatăl, tot așa oricine ne vede pe noi, ar trebui să vadă noi pe Hristos Iisus. Aleluia. Nu prin vorbire. Câți mulți care vorbesc azi, dar prin ce? Prin o viață trăită cum a trăit El. Știi că spune Biblia despre El? Pe uliță nu-i s-a auzit glasul. Când o fac bătut, schingiuit, n-o deschid gura ca un miel, ca o oaie, care o duci unde? La măcelărie, înaintea celor ce-o tund, o tăcut, s-o smerit, s-o supus până la moarte. Ce vrea de moarte? De aceea și Dumnezeu ce-o făcut cu El? L-a înălțat și i-a dat numele care mai presus de orice nume. Ca numele Lui ce să se întâmple? Toți oamenii să se plece, lăudat fie numele Lui. Și cartea Romanilor vine și vede mai departe, spune că orice genunchi se va pleca înaintea Lui. Știți când? Acum oamenii nu se pleacă, oamenii n-au nevoie de Dumnezeu. Oamenii trăiesc fiecare în lumea Lui, se tine la Dumnezeu Lui, la inul Lui. Știți când vine o vreme? Când toată omenirea se va pleca înaintea Lui cu toți, când va începe să împărățească. Și știți care e diferența? Lumea se va pleca cu groază înaintea Lui, însă biserica, cei ce l-au iubit, se va pleca cu dăruire. De ce? Pentru că l-așteaptă lăudat fie Dumnezeu. Și cuvântul Dumnezeu spunea în această zi, și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credință. Nu orice fel de credință. Sunt multe credințe astăzi. Sunt multe religii astăzi. Auziți? În credința în Fiul lui Dumnezeu. De ce în Fiul lui Dumnezeu? Că au fost atâția oameni care au crezut că s-au arătat lumii că este cineva. Și s-au dat pe ei Dumnezeu. Și noi cunoaștem Islamul și alte religii și așa mai departe. Însă vreau să vă spun toți aceia. S-au dus și au rămas doar unele cărți. Însă Hristos o rămas și trăiește și astăzi. De aceea spune cuvântul. Viața pe care o trăiesc acum, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu. De ce Fiul lui Dumnezeu? Pentru că s-a dat pe sine. Și l-am întrebat pe fiecare dintre ei orice întrebare, orice cuvânt care l-am avut de învățătură cu întrebarea aceasta. Îl iubești? Îl iubești pe acest Iisus? Vreau să vă spun ceva. Dacă nu-i dragoste față de Iisus, dacă nu-i iubire față de Iisus, suntem chemați în vremea aceasta să rugăm să ne umple de dragoste pentru El. Și Dumnezeu să fie binecuvântat. Fiecare pocăit are mărturia Lui și în zilele acestea am putut să aud mărturia fiecăruia dintre ei. Felul cum Dumnezeu l-a cercetat, felul cum Dumnezeu s-a purtat cu El, felul cum Dumnezeu a vorbit la unii prin visă și în alte feluri și Dumnezeu, știți ce-a făcut? Le-a chemat pe nume mărit să fie Dumnezeu. Însă ce se întâmplă aici este doar o zi de îndurare pentru ei, pentru noi toți. O zi în care înțeleg sărbătoare când un păcătos se întoarce. Dar de aici încolo, voi ați intrat pe un drum necunoscut de voi în ceva, dar cunoscut de Dumnezeu. Pe drumul acesta, vreau să vă spun, sunt tot felul de animale străine
tot felul de duhuri obraznice, tot felul de oameni înșelători. Noi suntem chemați împreună cu voi să rămânem credincioși aceluia care ne-a răscumpărat, slăvit să fie Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta ne spunea pentru noi toți, pe drumul acesta care s-a trăsat, să ne ținem de drumul acesta 9 zile, 9 lună, 9 săptămână, legământul care l-am încheiat cu nevasta mea înaintea primăriei și înaintea oamenilor, când m-au întrebat până când, știți până când a spus? Până la moarte, legământul care îl închei cu Dumnezeu, moartea nu te desparte de El. Ci prin moartea aceasta, știți ce se întâmplă? Treci la viață. Lăudat să fie Dumnezeu. De aceea spunea astăzi, să dăm timpul înapoi noi toți, nu doar ei, și să ne aducem aminte de anii pocăinței, de anii care au trăit cu Dumnezeu, și să ne uităm pe cât o mai rămas. Oare cât o mai rămas? Vine Iisus! Vine Iisus! Dovadă că vine Iisus, de aceea oamenii vedeți să pocăiesc. Dumnezeu mă cheamă cu Duhul Sfânt în lumea aceasta și cheamă oamenii la această mântuire. Lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Aș vrea ca mântuirea aceasta dată, pe care Dumnezeu o prinde pe voi, să trăiți cu demnitate pocăința. Să trăiți cu smerenie pocăința. Pentru că cel ce vă împetricit și vă urlat în oastea lui nu e om. El este Dumnezeu. Lăudat fie Dumnezeu. Tot în această zi vreau să vorbesc pentru cei ce, chiar dacă veniți din case de pocăiți, sau veniți din familie de nepocăiți, și sunteți astăzi cu noi, vreau să vă spun ceva astăzi. Nu de la mine, luat nu ca din gura lui Dumnezeu. Ziua de mâine nu e a dumneatale. Astăzi, dacă ești aici și auzi cuvântul lui Dumnezeu, nu-ți împietri inima. Ca poporul evreu când traversa pustia dinspre Egipt, înspre țara din dincolo, Canaan. Și pe drum și-o împietrit gruazul inima și Domnul să asculte. Știți care a fost sfârșitul lor? Pierzarea veșnică. Însă cei ce au rămas și au rămas lângă Dumnezeu, știți care au fost sfârșitul lor? Au intrat în țara pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru ei. Tot așa în această zi vă chem pe dumneavoastră, pe voi toți, către acela care poate să vă mântuiască sufletul și să vă scape din pierzarea veșnică, scriindu-vă numele mare în cartea lui Dumnezeu. Lăudat să fie Dumnezeu! Amin. Poate te întrebi pe scaun, ce trebuie să fac? Așa l-a întrebat și pe Petru și pe Apostol, ce trebuie să facem? Și li s-a dat răspunsul, să credeți în Iisus Hristos și fiecare din voi să fie botezat în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, iar în urmă este primit darul Sfântului Duh, lăudat să fie Dumnezeu! Și aș vrea ca Dumnezeu să binecuvinteze astăzi pe toți acei ce au intrat pentru prima dată într-o adunare și să-i facă să înțeleagă că au nevoie de pocăință. Când am intrat pentru prima dată într-o adunare pe străzile Vienei, singur, și când am intrat într-o biserică undeva, se cânta cântarea Trece Iisus prin adunare. Lasă-L să te atingă! Lasă-L să te atingă! Și vei fi vindecat, vei fi eliberat. În timp ce biserica cânta în picioare 200-300 de oameni, și s-au așezat la sfinele cântării. M-am trezit rămas în picioare și cura mi-a vorbit înainte ca eu să pot să pricep ceea ce m-a vorbit. Și am strigat în plină adunare, nu mi-a păsat că nu mă cunoștea nimeni. Vreau să plec de aici cu acest Iisus care a trecut prin biserica azi. Dar e răbui veci. De atunci mai este un pic și se plânde 20 de ani. Și nu-mi pare rău nici ce am făcut până atunci. Dar nu-mi pare rău nici de atunci până aici. Știi de ce? Că Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Ne-a salvat, ne-a grațiat, ne-a luptat păcatele marei uitării și ne-a trecut pe numele Lui. Știți ce nume v-a dat? Copii de Dumnezeu! Copii de Dumnezeu! Sfinți al lui Dumnezeu, neprihăniți, oameni curați. De ce Dumnezeu? Pentru că este singurul în măsură să mântuiască gloria Lui. Dacă jertfele taurilor și a țapilor altă dată curățat de păcat, vreau să spun în această zi, nu jertfa lui Taur sau lui Merec, jertfa lui Iisus te mântuiește astăzi. Jertfa lui Iisus v-a mântuit pe noi astăzi. Jertfa lui Iisus ne-a mântuit pe noi astăzi. De ce? Că El e Dumnezeu. Mărirea Lui în veci. Mărirea Lui în veci. Și-aș vrea în încheierea mesajului meu să fac o prezentație pentru fiecare. Când au venit zilele de stăruință aici în iarna aceasta, mă gândeam, cine să stăruiască? Și printre oamenii care au ieșit înainte, au ieșit Nicolae. Atunci am simțit că ceva s-a desprins de mine. Și am zis, Dumnezeule, mai ai mărturie Viena. Mai ai oameni de mântuiți, mai ai oameni de cercetați. Și l-am văzut printre
deplin s-a așezat aici și Dumnezeu s-a îndurat de el mărire lui. Mărire lui veci. Printre copiii aceștia au copil de-a meu, nici nu știu câți ani are, că am mulți 13-14 ani. În noastră stăruință, ce să faci? Vreau să primesc un sân, nu știu cu ce păstorul ăsta de vorbă. În noaptea aceea un sân l-a cercetat și astăzi e la adunare. E prea tânăr, e copil, dar știu una. Dumnezeu mântuie oameni. O trecut vremea aceea și spunea Cătălin în mărturia lui. M-a chemat colegii și vreau să binecuvântesc toți tinerii care știu să trăiască pocăința. Spunea el, copiii aceia, stăpânițele cu care stau, așa de bun a fost cu mine Ilie. De ce a fost bună, zice? Am făcut prostii. Am trăit în lume, dar niciodată nu m-a jubit, nu m-a fost afară. M-a chemat la adunare. Stăteam cu hainele să mă îmbrac, să nu mă îmbrac. Iar el spunea, vino, vino și am venit la adunare. Ce s-a întâmplat? Nu m-am rugat niciodată. Dar în ziua aceea, atunci că ceva vine de la Dumnezeu, Duhul Sfânt o coboară peste el și i-a schimbat viața. Mărire lui veci. O zi m-am dus în România și de acolo am venit schimbat. Și auzi, pocăiți-vă de asta. Și o zi, băieți, o văduc ceva s-a schimbat în mine, dar nu m-a respins. O zi, m-a iubit la fel, o zis. S-a uitat la mine cu drag. M-a chemat din nou la adunare, m-a chemat la biserică. Și zice, am venit și am venit așa cu inima strânsă. Aș fi vrut să plec departe, o zis, m-a chemat inima de mare. Și aș fi vrut să plec departe și mă întreba el. Crezi că diavolul o să mă piardă? Am zis, Dumnezeu a avut în vedere să-ți mântuie sufletul. Mărire lui veci. Mărire lui veci. Trebuie să merg pe copilul acesta. Nici nu știu cum pe el, oamenii spun mudul, modest. Eu i-am zis să te cheme Samuel de acum. Aleluia. Oh, are un istoric greu. Îmi spunea între mărturii Ilie, Dumnezeu m-a vorbit. O zis, trebuia să fie un închis în lanțuri, în pușcărie. Dar m-a iubit Dumnezeu să-l liberă, o zis. Mult bine mi-a făcut, o zis. Mult bine mi-a făcut. Și-a zis, pare rău de ce ai făcut, o zis, nu. O zis, nu-mi pare rău niciun pas de faptul că Dumnezeu m-a chemat. Și-a avut tărie să-i spun, vreau să mă pocăiesc. Vreau să mă pocăiesc și astăzi. Este casa de adunare lăudat, fie Dumnezeu. Împreună cu soția lui Anca au venit la biserică, aici era stăruință. Au fost între primele femei care Dumnezeu a botezat un Duh Sfânt. Nimeni n-a crezut. Nimeni n-a crezut. Însă vreau să vă spun ceva. Cum lucrează Dumnezeu, te minunezi de El. Te minunezi de El. Lăudat, fie Dumnezeu. Dar eu primit eu 3-4 ani pregătit un Duh Sfânt. Eu copiii mei niciodată nu i-am pus să boteze. I-am învățat, așa cum spune Biblia, învață pe copil calea. Și când va crește mare, nu se va abate de aia. I-am învățat, băi, dragul tate, asta e bun, asta e rău. Fără deosebirea. Și după ce au fost săvințele acestea, Dumnezeu l-a cercetat încă o dată, după 3-4 ani acestea, pe care vine la adunare. Era bătut la cuțânt, dar ce m-a lipsat. Și-a zis că asta vreau să mă botez. L-am întrebat până în ieri o zi, dragul tate, gândește-te bine că intri pe un drum în care nu mă sunt numai sfinții. Nu pot să mergi cu niciun gunoaie după tine. Nu pot să mergi cu tot ce place lumea pe drumul acesta pe care tu intri, dragul tate. Au mers sfinții lui Dumnezeu. Și tu ești schimbat și vrei să spui da lui Dumnezeu, gândește-te. Trebuie să te sfințești. Și-o zis să ajungi, tate. O zis să ajungi, ani aceștia, o zis vreau să mă predau cu totul lui Dumnezeu. Am zis, Dumnezeu să te binecuvinteze. Iată-l în casa de adunare. Au trecut vremea, am trecut zilele. Așa una după alta și într-o zi m-am dus în casa lui Cristi. Soția lui a stat de vorbă cu ei și a zis, vreau să mă pocăiesc. Eu vin dintr-o lume care n-au ce timp pocăiți. Și am uitat de dimineață să binecuvintez pe mama sorii Cătălina, Domnul să binecuvinteze. Este aici în adunare și tu să o cercetez astăzi. Și am întrebat o întrebare în zilele acestea. Îți iubesc soțul? O să-l iubesc. Îl iubesc cu toată inima, nu să-l iubesc. Pe Iisus îl iubesc și o să-l iubesc. De ce? O zis, ce-am găsit la pocăinții ceva deosebit. Și-am zis, poate vorbim de una situație, de cazul, ce mai faci? Vreau să rămân pocăită. Dumnezeu a putut-o să piardă mulți zilele acestea. Și în îndurarea lui astăzi, se adaugă la numărul simților. Domnul s-o binecuvinteze. Domnul s-o binecuvinteze. Într-o seară a venit fratele Vărău și a zis, fata mea, vrea să ia să primească botezul. Și vrea să se boteze. Și a decis să se boteze aici împreună cu biserica. Și Domnul să binecuvinteze pe Alesia. Să rămână la îndurarea lui Dumnezeu. Și să slujească darului chemării pe care Dumnezeu i-a făcut. Amin. Alaltă ieri, la 1 noaptea, m-a trezit fata Estera. O zis, tată, trezește-te. Eu am înțelit așa curentat.
s-a întâmplat ceva. A zis nu. Și am întrebat încă o dată, s-a întâmplat ceva. A zis nu, vino că vreau să vorbesc cu tine. Și când m-am dus, era flacul de plâns. Și a zis, am scris celor ce i-am supărat și mi-am cerut iertare. Am cerut iertare lui Dumnezeu. Mi-am zis iertare dumneatare și mame. A zis, vreau să mă botez. Și am zis, tere, vine vara, am vrut asulții acolo. La rând, tata te botează. A zis, nu. A zis, nu, vreau să mă botez acum. Vreau să închei legământ cu Dumnezeu. Vreau să vă spun la 11 ani. Când a venit la adunare aici acolo, stătea pe scaunul unde-s copiii aceștia. Domnul Sfânt a coborât peste ea în timp ce biserica clocotea. Și darul Domnului Sfânt a coborât peste ea și de la 11 ani, ea este pocăită. Vorbește la alte limbi, cântă, se roagă. Dar acum ce-o zis în noaptea tea la dezartată? Sunt că trebuie să facă ceva. Ce vrei să faci? O zis, sunt că n-am făcut destul. O zis, trebuie să fac ceva mai mult pentru Dumnezeu și pentru voi, ca mamă, că tată. Mi-am trezit nevasta pe care era de la treia, am zis vinul. Deci s-a întâmplat ceva. Da, s-a întâmplat. Vreau să spun că s-a întâmplat. Știți ce s-a întâmplat? Dumnezeu ți-a cercetat-o în noaptea aceea. Rămâne la asta, i-am plecat pe genunchi, lacrimile, curgeau ca dintr-o izvorul mele. Și a ieșit la soție, am cuprins-o ca pe fata mea. Și m-am rugat nu știu cât timp acolo. Dar am simțit că îndurarea lui Dumnezeu curge peste noi. Și astăzi este îmbrăcat în haine albe. Doamne, binecuvintează-o! Rădam haine, au zis, du-te, am zis, te duci mâine. Și te întâlnesc toate străzile acestea. Și îmbracă-te în haina pe care doar Iisus te poate îmbrăca. Haina pocăinței. M-a sunat, i-ai strâns așa ca mine, tată, costă scump. Am scos de scump. Și pe Iisus l-a costat scump. Dar se merită. Păi eu tot așa de euro rochea. Dragă tati, dă bani. Și îmbracă-te în haina aceasta. Și tot iadul să vezi tulburat mâine. Că o ființă de pe pământ se întoarce cu fața spre Dumnezeu. Și Dumnezeu s-o binecuvintează. Și am avut așa o frământare înăuntru meu, spunea Cătălin, venită mama aici, plânge de 3 zile. Și a zis, e foarte cercetată. Și am zis, ce vrea? Zice, nu știu, dar zice, plânge într-una, nu se poate înțelege nimeni cu ea. Și el mă spune ceva frate, zice, uite femeia asta, eu cunoșteam deja. Și zic, femeia asta vrea să se boteze. Femeia asta vrea să se întoarcă la Dumnezeu. Am chemat de dimineață și o mărturisit păcatul și spunea ea. Am întrebat, auzi, tu vii din Otenia. Într-o lume cu legături, cu vrăjitorii, cu tot felul de atacuri demonice, poate bărbatul tot te fugărește. Ce faci? Și-o zis, nu mă fugărește. Ea nu continuă, a zis, dacă te fugărește. Tot rămâne. Și-o zis, s-o tărâte să rămân lângă Dumnezeu. S-o tărâte să rămân lângă Dumnezeu. Dar te scoate în stradă, ce faci? O zis, să rămân lângă Dumnezeu. Lăudați să vină Dumnezeu. Dumnezeu s-o vine cu mintea Dumnezeu noastră Anișoara și să-i mântuiască întreaga familie, bărbatul și copiii. Și Dumnezeu să fie binecuvântat. Că cine mai avem oare între noi? O, Domnul să vă binecuvinteze. Și să facă ca ziua asta, numele care s-au scris în cartea lui Dumnezeu, să rămână scrisă pentru totdeauna. Domnul să fie slăvit. Domnul să fie onorat. Domnul să fie binecuvântat. Și pentru că lucrurile s-au așa cum sunt, frământările cum sunt, eu am vrut să împart lucrurile, pentru că în casa lui Zeref Stoia este fata cea mai mică și a avut dorință să o boteze tata și am zis, sigur că da, să te boteze tata. Pe cealaltă parte, gândiți-vă partea în, frate, în familia Nicolae și Maria, fratele cel mai mare presbiter, botează pe cel mai mic din casă. Asta este o zi de sărbătoare pentru noi. Și eu zic, bă, Elif, nu se poate, am zis, bă, da, se poate. O zic, băi, ai și tu copiii tăi. Nu e nici, îi botez și eu pe ei, nu e nicio problemă. Uite cum face, am zis. Potezăm o parte din surori cu fratele Viorel, după care în timpul cântării, cântăm o cântare, te schimb și vreau ca tu să votezi pe fratele tău. Și să fie într-adevăr astăzi o zi de binecuvântare în familia voastră. Și să binecuvânteze și să mântuiască Dumnezeu și pe cea rămasă din urma voastră. Și să facă Dumnezeu o zi de îndurare. Și-o zis, nu accept. Și-a spus, dacă nu accept, ți-e pus o disciplină. Spunea de orice, nu vrea. Îl pus o disciplină eu singur, fără acordul niciunul dintre voi. Și-aș vrea în această zi, Matei, împreună cu mine, să botezăm pe Nicolae și Dumnezeu să facă îndurarea Lui, să rămână îndurarea Lui peste voi toți. Amin. Ne oprim aici cu slujirea.